Bună seara, vă spun, în emisiunea Scriitor la televizor vă, și în direct. Vă promiteam săptămâna trecută câteva amănunte despre deplasările mele din cele două săptămâni în care ați văzut emisiuni filmate. Nu știu dacă o să epuizez astăzi subiectul, dar mă opresc cu prima deplasare la Milano, unde până la urmă n-a contat scopul principal al deplasării, ci scopul secundar care a apărut între timp. Respectiv, acum aveam acolo o invitație la un congres internațional, al cincilea congres internațional de cultură iudaică, și era o problemă de istorie, de artă a evreilor care sunt de sute de ani în Europa. Reprezentam România împreună cu încă doi sau trei colegi. Dar toată perioada șederii la Milano era de vreo două zile jumătate, trei. M-am gândit dacă merită oboseala ca să stau în niște ședințe. Sigur, puteau ieși neașteptat subiecte interesante, dar aveam niște rețineri, până când mi-am adus aminte că Milano, Italia, era o zonă legată de Victor Brauner, pictorul născut la Piatra Neamț, celebrul suprarealist, și care a avut în Italia câteva expoziții, lucra acolo cu două galerii, Galeria Attico din Roma și Galeria Arturo Schwarz din Milano. Bun, Galeria Attico nu mai există, nici Galeria Arturo Schwarz nu mai există. Am căutat și am aflat că, totuși, la Milano, Arturo Schwarz, cel care i-a făcut două expoziții lui Victor Brauner, dar a și întreținut cu el vreme de aproape un deceniu o relație foarte strânsă, există. Și am văzut pe Rai 1 un interviu în luna aprilie, când Arturo Schwarz tocmai împlinea 90 de ani. Un domn foarte vioi, foarte agreabil, plin de cunoștințe, o istorie întreagă în ce privește avangarda istorică, așa zis, adică aceea interbelică și imediat postbelică. Și am spus, da, dacă ajung la Arturo Schwarz, merită să mă duc la Milano. Am făcut tot ce s-a putut, l-am contactat, i-am spus că vin, cine sunt, de ce vin, și am primit confirmarea că sunt așteptat la el. Din acel moment, scopul deplasării mele la Milano, de fapt, a devenit domnul Arturo Schwarz. Și am petrecut, mărturisesc acolo, o jumătate de zi formidabilă. Am fotografii, am înregistrări, o să public în presa culturală, poate și într-o carte, ceea ce a rezultat din această întâlnire. M-am dus la el însă, în primul rând, cu o poveste. O poveste despre Victor Brauner. Pentru că aflasem în anul 2003, la aniversarea centenarului nașterii lui Victor Brauner, la București, de la pictorița Medi Dinu, și ea are acum 105 ani, aflasem că Victor Brauner, spre sfârșitul vieții, făcea aceste ieșiri în Italia, sigur, cu expoziții în mod oficial, dar de fapt ca să scape de un control prea strâns pe care îl impunea Jacqueline, soția lui. Îl controla, evident, spre binele lui, credea ea, pentru că era bolnav, fusese operat la Marsilia în 1940, avea un ulcer care evoluase chiar și după operație spre cancer. De aceea și murit în martie 1966, încerca să-l protejeze, dar Brauner nu putea să renunțe la vechile obiceiuri, la băutul vinului. Sigur, nu mai era vinul ieftin din timpul războiului și din anii de după război, vinul sărăciei, dar oricum nu-i făcea bine la cancerul acela la stomac vinul. Femeile, așa că Victor își lua o povestea Medi Dinu, își lua o cușcă cu două, trei pisici, pisicile erau marea lui iubire, închiria o cușetă la tren, singur, cu cușca cu pisici, și
Venea la Milano la expozițiile pe care le făcea Arturo Schwarz, stătea câteva săptămâni, câteodată luni, acolo, îi spunea Jacqueline-i, soției, că face tratamente și făcea, într-adevăr, tratamente cu vin italian, cu doamne și domnișoare, cu ieșiri în galerie, evident, și contra acestor distracții, hai să le spunem în ghilimele, plătea cu desene. Adică făcea desene galeristului, făcea desene și femeilor mai cultivate, interesate de subiect. E bine, îmi spunea Medi Dinu în 2003, după ce a murit Victor Brown în 1966 și fetele din Italia sau galeriștii au ieșit cu desenele pe piață la vânzare, Jacqueline, care nu știa povestea și nu cunoștea desenele lui Victor Brauner, le-a declarat falsuri. A fost un mare scandal internațional, cu expertize, cu experți, cu paraexperți, s-a dovedit că desenele erau adevărate și de aici s-a aflat povestea. A fost începutul conversației mele cu Arturo Schwarz, care mi-a spus, da, e vero, e vero, e adevărat. După care nu vreau să folosesc acum reportofonul, s-a înfierbântat foarte tare și mi-a spus părerea lui despre Jacqueline, care nu era una tocmai frumoasă. Acum, sigur, noi știm aici, eu știu cel puțin, că Jacqueline Brauner are o mare contribuție la păstrarea memoriei lui Victor Brauner, pentru că ea a predat la moartea artistului Muzeului Național de Artă Modernă din Paris toată arhiva și toate tablourile lui, și datorită ei și acestei donații, Brauner a intrat în circuit universal și este un artist apreciat, pentru că putea să facă praf din colecția aceea. Ăsta este un merit. Acum, comportamentul ei față de Victor e o chestie personală și poate că și aici avea dreptate, trebuia să-l protejeze într-un fel. N-a avut însă un comportament foarte fericit vis-a-vis de cei care s-au ocupat de Victor Brauner. V-am povestit pățania cu galeriștii, dar și cu criticii de artă. Tot Medi Dinu îmi spunea că avea o mulțime de procese cu criticii de artă care încercaseră să scrie despre Victor Brauner și de câte ori scriau ceva care nu-i convenea lui Jacqueline deschidea un proces, încât la un moment dat nimeni n-a mai scris ca să nu aibă procese cu Jacqueline. Și abia după moartea ei în 1984 și de fapt după 1990 a început ascensiunea lui Brauner datorită libertății pe care și-au câștigat-o față de opera lui criticii și istoricii de artă. Mă întorc acum la Arturo Schwarz. Am plecat de aici, am pornit din acest subiect, de la această pățanie cu desenele. Discuția, evident, am ajuns pe teritoriul vast al avantgardei, pentru că Arturo Schwarz începuse o corespondență din 1924-25, imediat după publicarea de către André Breton a primului manifest suprarealist, a început o corespondență intensă cu André Breton, a fost de multe ori în Franța, a fost în inima avantgardei, pentru că era și este poet, a fost editor de carte de artă, dar nu numai, a avut această galerie la Milano, unde a expus, vă spuneam, Victor Brauner în 1962 și a făcut Arturo Schwarz și o expoziție postumă chiar în 66, după ce a murit Brauner în luna aprilie. Deci relația lor a fost strânsă, cum a avut Arturo Schwarz relații strânse cu mulți avantgardiști, cu Marcel Duchamp, de pildă, despre care a scris câteva cărți. Și din vorbă în vorbă, pe măsură ce discuția noastră înainta, domnul Schwarz, stăteam la o masă rotundă cu cafele, cu doamna Linda Schwarz, soția lui, și din vorbă în vorbă, la o nouă temă, la o nouă idee, domnul Schwarz se ridica. Am putea să și vedem fotografiile. Asta e Milano, domnul ca emblemă. Acolo am fost, dar și stă locuința domnului Arturo Schwarz, este în preajma domnului, cam la 7 minute de dom. Iată-l. Domnul Schwarz dispărea de la masă și se întorcea cu o carte. O carte legată, evident, de subiectul în discuție. Aici suntem amândoi
în casa lui. O să vă spun ceva și despre această casă, care este un adevărat muzeu. Și prima carte pe care mi-a pus-o pe masă era sâmbătă, 24 noiembrie. Cartea urma să fie lansată luni, 26. Este această enciclopedie, pot să spun, Il surrealismo ieri e oggi, suprarealismul ieri și azi, istoria, filozofia, politica. E o carte de 600 de pagini. De fapt, sunt trei cărți într-una. 600 de pagini este printul, vă arăt imediat, cu o fotografie pe copertă a lui André Breton la el acasă, o fotografie făcută chiar de Arturo Schwarz, 600 de pagini tipărite și un CD cu încă 800 de pagini în care sunt consemnate toate revistele de avantgardă care au apărut în lume și autorii, scriitorii și pictorii de avantgardă. O enciclopedie întreagă, este publicația despre suprarealism a momentului, apărută la editura Schira, celebra editură de artă, Schira. A lucrat în ultimii 10 ani, atenție, repet, domnul Schwarz are 90 de ani, a împlinit în aprilie, a lucrat ultimii 10 ani la această carte. Pe măsură ce vorbeam, vă spuneam, mi-aduce altă carte, am plecat la el cu două cărți, albumul, primul album pe care l-am făcut cu Victor Brauner și o carte de poezie pe care am făcut-o cu Dumitru Bostan Junior, o publicasem în Franța ca să-i dau ceva să poată citi și el într-o altă limbă, era în franceză, și m-am întors cu o grămadă de cărți, între care și această monografie a galeriei plină de fotografii interesante, iată în premieră pentru România, Arturo Schwarz în tinerețe împreună cu Marcel Duchamp, vă spuneam că a scris câteva albume, cărți despre Marcel Duchamp, și în care e o carte făcută de Philippe Daverieux și în care sunt recenzate toate albumele de artă editate de galeria și editura Arturo Schwarz de-a lungul timpului, adică de 1964 până în 1974, 20 de ani de, în cei 20 de ani de existență, inclusiv albumele dedicate lui Victor Brauner. Evident, mi-a dat și cartea despre André Breton, apărută în Franța, la editura Pierre Seguier, în vestita colecției 10-18, Trotsky Breton, Arturo Schwarz considerându-se un anarhist și un trotskist în acest moment. Și între lucrurile interesante, mi-a dat ultima lui carte de poezie, L'amore a 90 ani, Dragoste la 90 de ani. Este a treia carte de poezie, de poeme, pe care o dedică doamnei Linda Schwarz, arhitectă, soția lui, care are 51 de ani, sunt de 6 luni împreună și au făcut nunta în aprilie, când domnul Arturo Schwarz tocmai a împlinit 90 de ani. Un om, vă spun, foarte interesant, asupra căruia merită să insist, pentru că e puțin cunoscut în România, dar care mi-a oferit o perspectivă diferită asupra, nu numai a lui Victor Brauner, asupra avantgardei, asupra realismului în general, pentru că noi avem tot timpul informații și o viziune pe care o primim pe filieră și am primit-o de-a lungul timpului pe filieră franceză mai ales, pentru că au fost mulți artiști emigrați în Franța, am primit de acolo informații, familii, România, Paris. Ei, iată că am reușit să intru în povestea asta pe o altă ușă și am o altă perspectivă acum și o să o fac publică asupra avantgardei, de la un om, de la un personaj incontestabil, un expert în avantgardă, cred că e unul dintre puținii, pentru că dacă Saran Alexandrian, prietenul pe care l-ați văzut poate la Piatra Neamț în 2003, la centenar, prietenul lui Victor Brauner de asemenea, a murit în 2009 și ne-a oferit tot o perspectivă franceză, iată că, dar a dispărut, iată că l-avem pe Arturo Schwarz, dintr-o perspectivă italiană, cel puțin, care, ca să vă dau un exemplu, schimbă un lucru, cel puțin un lucru esențial. Unul din momentele în care România clamează că, din punct de vedere cultural, s-a sincronizat cu Europa, e faptul că în 1912 a publicat simultan cu Marinetti manifestul
futuriștilor, care apăruse la, în Franța, în Le Figaro, într-un ziar din Craiova, în aceeași zi. Într-adevăr, era un moment excepțional. Ei, Arthur Schwarz mi-a făcut, și o să public povestea asta, o descriere nu tocmai fericită, nu tocmai plăcută, despre futurism și despre relația lui Marinetti cu fascismul, și chiar publicarea în Figaro pe el nu-l satisface. Spunea că Marinetti a ales cel mai reacționar ziar al momentului ca să-și publice manifestul. E un exemplu. Dar dacă tot, și o să revin pe subiectul ăsta, dacă tot vorbesc despre Milano, vreau să vă mai spun că n-am ratat librăria Mondadori. Era chiar în Piața Domului și am spus: domnule, hai să, nu puteam să trec pe acolo și să nu intru într-o librărie, nu? Că eram scriitor la televizor în fața dumneavoastră, trebuia să vin cu o carte. Vreau să vă spun că pe 5 niveluri, 3 deasupra și 3 în subsol, cu liftul, eu am preferat scările, am căutat cărțile. La fiecare nivel exista o cafenea plină cu tineri care beau cafea, ceai, sucuri și altceva, dar n-aveau nicio carte pe masă. Celelalte încăperi ale librăriei erau pline de gadgeturi, fel de fel, de CD-uri, de cutii, de așa. Am găsit o masă cu cărți. Când am descoperit-o, am constatat că pe ea erau cărți de bucate și pe altă masă erau cărți de grădinărit, din astea utilitare, și în sfârșit am găsit un rastel cu carte de literatură, carte ieftină. Și v-am adus ca să vedeți, am luat una de acolo, Arta iubirii, L'arte di amare, a lui Ovidiu, binecunoscută carte, Artea amorului, una dintre ele, a lui Ovidiu, la un ediție bilingvă, critică, latină, italiană, 1,90 €, la carte ieftină. Cam așa arată astăzi o mare librărie. Mondadori este cea mai mare editură, mai este Feltrinelli, mai sunt câteva, dar în Italia e cea mai mare editură, având cea mai mare cifră de afaceri și cea mai mare producție, dar se pare că nu de carte în ultima vreme. Nu e un exemplu bun. Știu că asta e viața, știu că firmele trebuie să supraviețuiască, eram totuși într-o librărie, ar trebui să schimbăm numele acestor firme, să le spunem altfel, dacă nu mai ne arată cărți. În fine, asta a fost pe scurt povestea din Italia. Ați văzut la un moment dat de acolo când m-am întors și vă arunc o nadă pentru săptămâna viitoare, m-am întors pentru câteva zile și am trebuit să plec la Craiova, tot la un colocviu de avangardă, și ați văzut așa în trecere o clădire frumoasă, e muzeul din Craiova care se află în reparații, și am spus: domnule, nu pot să ajung la Craiova dar să nu văd Brâncuș. Și cu relații cumva am intrat, pentru că pot să mai dureze până la deschiderea muzeului, și într-o sală Brâncuș este pus pentru delegații, pentru ocazii speciale, o variantă a domnișoarei Pogani, un sărut, chipul de copil, sunt acolo și le-ați văzut la un moment dat în fotografii, erau fotografiile de la Craiova. Mă grăbesc că avem o a doua parte a emisiunii plină de creangă. O să mă întorc probabil pe aceste subiecte și pe Milano, Arturo Schwarz, avangardă. O să revin și la Craiova, unde o să vă spun ce a fost la acel colocviu cu avangarda. Dar până una alta vreau să vă anunț un eveniment înainte de pauză, un eveniment săptămâna viitoare la Piatra Neamț, miercuri 17 decembrie, deci repet, miercuri 17 decembrie la ora 16 la Muzeul de Artă din Piatra Neamț. Va avea loc o expoziție comemorativă Iulia Hălăucescu, pentru că se împlinesc 7 ani de la dispariția doamnei Iulia Hălăucescu, ocazie cu care Fundația Culturală Iulia și Petronius Hălăucescu și Complexul Muzeal Neamț, cei care organizează expoziția, vor lansa și un volum care va avea două secțiuni, un jurnal al doamnei Iulia Hălăucescu din anul 1944 și scrisorile de dragoste ale lui Nenea Luchi, ale domnului Petronius Hălăucescu către doamna Iulia. Se știe că între ei a fost o mare poveste de amor. Ăsta este afișul, cât se vede în el. Cartea se va găsi la muzeu, la Muzeul de Artă, așadar miercuri 17 decembrie, repet, la ora 16, săptămâna viitoare, la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, moment Iulia Hălăucescu. O comemorare
normală, sunt 7 ani de la dispariția artistei. Unul dintre evenimentele culturale de la Piatra Neamț în această perioadă, pentru că au fost foarte multe, știți câte sadoveniene au fost, v-am arătat câteva dintre ele, au fost și multe și sunt încă multe evenimente legate de Ion Creangă, pentru că dacă e decembrie și e iarnă, e totdeauna Ion Creangă. Vă las de aceea în partea a doua emisiunii cu o secvență numai dintr-o lungă conferință despre Ion Creangă, pe care a susținut-o miercurea aceasta la Muzeul Calistrat Ogaș din Piatra Neamț, profesorul universitar ieșan Constantin Dram. Tema conferinței a fost Ion Creangă și călătoria, pentru că ne aflam în casa lui Ogaș, care este patronul călătorilor literare din literatura română. Veți urmări această secvență din această conferință în partea a doua a emisiunii noastre. Călătoria e, din punct de vedere al literaturii, probabil un motor de mișcare la fel de puternic cum este Google pentru internet. Mai toată literatura mare a lumii, de 2-3 mii de ani încoace, s-a scris o bună parte sub semnul călătoriei. Călătoria este cea care prilejuiește personajelor, naratorilor, care există în orice text epic, posibilitatea de a întâlni aventura, de a descrie lumea. S-a întâmplat acest lucru multă vreme, începând de la tot ce înseamnă epos antic, medieval și până hăt încoace, cam până undeva înspre finele secolului XIX, începutul secolului XX, când, așa cum știți cu toții, literatura avea să se orienteze spre un alt tip de călătorie. E o călătorie, mai degrabă, să-i spunem, de ordin psihologic, de ordin intimist, de ordin analitic. E acea călătorie care înlocuiește deplasările spațiale, care erau uneori uriașe. De exemplu, într-un faimos roman al Antichității, care se cheamă Etiopicele, de fapt titlul lung al romanului pe jumătate de pagină, jumătate de pagină de text care înseamnă titlul romanului respectiv, care vorbește despre două personaje, Aricleia și Teagene, care se pierd, se caută, asta pe mii de kilometri. Finalul ajungând undeva spre Etiopia, de asta se cheamă romanul Etiopicele. De la Dostoevski încoace, repet, literatura se orientează spre alt fel de călătorii, textul devine profund analitic și de altă factură. E suficient să ne amintim că un text celebru se cheamă Voyage autour de ma chambre. E un text care arată că există și alte tipuri de călătorii. Cu Creangă însă problema e foarte complicată. Nu putem să-l băgăm nici într-o paradigmă, nici în cealaltă, pentru că este Creangă, în primul rând. Și atunci mi-am dat seama că ideea de a discuta despre călătorii și despre drumuri poate deveni destul de complicată. Așa că am plecat de unde puteam să plec? De la Humulești. Nu există alt loc de unde să pleci când discuți despre Creangă și aș putea spune de la bun început, lucru pe care îl și arată Creangă în partea a treia, la începutul părții a treia din amintiri, că Humulești e centrul lumii. Humulești e axis mundi, ca să folosim o sintagmă consacrată. Acolo se adună totul, zice Creangă la un moment dat, și o să vedem acuși. Mai încep și cu sfârșitul, de la bun început. Finalul posibil al acestei conferințe de astăzi este că nici Creangă și nici personajele sale nu se încadrează în ceea ce se spune cu o sintagmă bătută și râs bătută, homo viator. Nu este deloc Creangă un homo viator. Nici personajele sale, nici măcar cele care le putem bănui, de exemplu, Moș Nichifor Coțcaru. Acela trăiește din mers cu harabaua, cu căruța, dar nu este un călător. El merge săracul chinuit și silnic. Nici măcar acea călugăriță pe care o duce el mereu blăstămându-și zilele, pentru că acea călugăriță când mergea cu căruța lui Moș Nichifor Coțcaru, își lua cu ea și vaca, deoarece spunea călugărița respectivă că are un canon, să bea lapte de la o singură vacă. Nici măcar își pune și Camalca, cea care merge cu Nichifor spre codrii balaurului din Grumăzești, înspre Piatra Neamț, înoptând o noapte interesantă în pădurea cu pricina, nici acolo nu putem spune că avem de a face cu o călătorie. De unde rezultă o concluzie primă? Că aventurierul, indiferent că este din Antichitate, din Renaștere, că este vorba de acel Picaro din romanul picaresc sau alte călătorii, de exemplu, gen Robinson Crusoe sau care vreți dumneavoastră, acolo putem spune că aventurierul bate sau străbate lumea.
Dar țăranul, și vrem nu vrem, Creangă este un țăran și țăran a rămas toată viața lui, în sensul bun al cuvântului, Creangă este țăranul care bate curtea. Toată lumea care este lumea lui Creangă, că este la Humulești sau la Iași, e o curte, mai mică sau mai mare. Și asta vom vedea pe parcursul expunerii. Am părăsit această expunere din motive strict, să spunem, didactice, pe secțiuni. O primă secțiune este amintirilor. Amintirile lui Creangă, vrem sau nu vrem, dincolo de faptul că sunt operă de ficțiune, că sunt un fel de roman, Bildungsroman, au spus mulți. Adică este o operă literară, dar în același timp este o operă care se intersectează grozav de mult cu ceea ce se cheamă chiar o parte din biografia autorului, chiar dacă este vorba de personajul Nică. În prima parte a amintirilor, putem vedea de la bun început că ideea de călătorie, de deplasare, fie ea și culturală, este pusă sub semnul îndoielii, al ironiei și al desconsiderării țărănești. Cel mai bine o spune chiar tatăl lui Nică, când spune o vorbă celebră pe care o repetăm toți de câte ori avem ocazia. Unul cică s-a dus odată bou la Paris, unde a fi acolo, și a venit vacă. Ce rost are să te duci mai departe de curtea ta, curtea ta ar fi morala țăranului. Așa că pentru Nică, cel din amintiri, există în această primă parte a amintirilor câteva drumuri. Drumuri care vom vedea că, dacă stăm și le analizăm din perspectiva sensului călătoriei în literatură, nu prea sunt călătorii. Prima plecare care îl marchează pe narator copil este aceea lui Bădica Vasile. Bădica Vasile, îndrăgitul învățător al copiilor din Humulești, este la un moment dat prins cu arcanul și dus. Dusul acesta este silnic. E un dus ca un fel de pedeapsă. De ce? Pentru că Bădica Vasile, cum știți cu toții, este dus la oaste. Și la oaste, pe vremea aceea, te duceai mulți ani de zile. Mai este o plecare, aceea pe care copiii o interpretează altfel. E dusul acela pentru totdeauna. Adică dusul te duce și nu te mai aduce. Dusul respectiv, copiii îl boscorădesc de la porțile lor, spunând, chițigaie, gaie, ce ai în tigaie. Papa puilor dus în valea socilor. Altfel de călătorie. Prima plecare a lui Nică e o plecare care nu-i sub semnul bun al cuvântului. Pentru că se petrece în anul, în cinstitul an, spune naratorul, 48, când a fost cinstita holeră. Holera aceea, de care părinții lui Nică au vrut să-l scape, l-a dus pe copil tocmai într-o poiană de la Agapia veche, în Dumbrava Agapiei, unde aveau ei niște oi, o stână, ca să-l salveze. N-a fost să fie, pentru că într-o noapte l-a atacat și pe el boala. Drumul în sine, spune naratorul, a durat nici mai mult, nici mai puțin decât 2 ore de mers cu piciorul. Sunt 2 ore de mers și de aici încoace devine ca o axiomă în toate drumurile și ale personajelor lui Creangă și ale lui Creangă însuși. Toate drumurile nu înseamnă ceea ce știm la Hogaș sau la Sadoveanu sau la Vasile Voiculescu sau la alți autori din literatura universală. Nu înseamnă peisaje, nu înseamnă întâlniri deosebite, înseamnă doar o precizare scurtă. Am fost de aici până acolo. Altul este motivul. Motivul este ori să spun o vorbă deosebită, ori să nareze cu totul altceva. Așa că această primă deplasare a lui Nică rămâne doar sub semnul holerei. Prima adevărată călătorie a lui Nică, din prima parte a amintirilor, este aceea care o știm cu toții de când eram copii pe primele bănci ale școlii. Este plecarea de la Humurești, Pipiric, Broșteni, tur și retur. Aceea care o face sub semnul școlii. Când cade în pârâul Neamțului, în pârâul Ozanei, din cauza ciubotelor sale necăjite, când ajunge la Broșteni, împreună cu fratele mai mic al mamei sale, Dumitru, și când la Broșteni, nu există niciun prilej pentru narator să ne arate sălbăticia munților, frumusețea Bistriței, sau știu eu ce alte chestiuni care ar interesa pe un posibil descriptivist literar. Nu, acolo Creangă, narator, copil, are alte lucruri să ne comunice. În primul rând ne comunică cât de chinuitoare era școala și cum a fost el tuns zero. După aceea, un alt lucru care îl interesează pe narator este că din motive de promiscuitate existențială în căsuța Irinucăi, se îmbolnăvesc cei doi de râie căprească. Îmbolnăvindu-se de râie căprească, se declanșează alte câteva evenimente. Evenimentul cu Bistrița umflată, cu niște pârâiașe care veneau direct din munte, cu ideea de a se scălda în apa aceea de început de sfârșit de iarnă, început de primăvară pentru a scăpa de râie, cu hățânarea unei stânci
care se ține așa numai o lecuțică și stânca coborând la vale dărâmă bună parte din casa Irinucăi, dar ceea ce mai grav omoară și o capră, făcându-i pe cei doi să plece în călătoria retur, călătorie care începe sub semnul unei primăveri oarecare și se termină într-o o iarnă cumplită până ajung ei înapoi la Pipiric ca să-i trateze bunica lui Nică. Ajungem la autor. Creangă săracul, de data aceasta omul Creangă, a avut și el câteva drumuri în viață. Nu sunt foarte multe. E interesant că atunci când prin 76, într-o zi de 22 octombrie, el citea la junimea faimoasa povestea lui Ionică cel Prost, supranumită poveste corozivă, sau în termen de azi, licențioasă. Povestea lui Ionică cel Prost, în care ironia nu e la adresa sa, e la adresa celor care o ascultau. Pentru că acolo, de fapt, Ionică cel Prost, a se vedea chiar autorul, zice Creangă, de fapt, zice, această poveste a scris-o unul care îl cheamă Ioan Vântură Țară. Bă, Ioan Vântură Țară era el, dar el nu prea vântura țara. A scris-o Ioan Vântură Țară la Iași, la 22 octombrie 1876 și e dedicată cărăcudei din junimea îmbătrânită la prilejul aniversării a 13-a, numărul dracului. Ce rezultă? Iarăși că ficționalul Creangă călătorea vântură lume doar în mintea sa. Care sunt drumurile? Unul este acela care coincide cu al lui Nică, adică drumul de la Humulești la Iași, care din când în când a fost și cu retur. Există niște drumuri ale lui Creangă și de la Iași la Humulești, din care cel mai celebru și mai trist e acela care s-a petrecut la 1 octombrie 1887, adică cu 2 ani înainte de moarte, când Creangă s-a dus cu o treabă anumită la școala, la vechea lui școală la Târgu Neamț, școala domnească, locul ei există și astăzi, acolo undeva lângă spital. Și după aceea Creangă trebuia să se ducă la Humulești, la biserică, unde era preot paroh, un anume părinte Focșa. Așteptându-l el pe părintele Focșa, Creangă n-are de lucru, se uită pe un raft, ia o carte la întâmplare și o deschide, o carte preoțească. Cartea se deschide, că așa a fost să fie, chiar la pagina pe care era, după tipic, prohodul care se cântă diaconilor. Știți că fețele bisericești la mormântare au parte de o slujbă aparte decât slujba laicilor. Și deschizând Creangă cartea chiar la prohodul diaconilor, își cântă singur prohodul de la un cap la altul, plângându-se singur. Iar părintele Focșa stătea undeva în ușă, cam pe la capăt, când stă Emil Nicolae acum, și urmărea pe Creangă cum își cântă acest prohod, ca și cum ar fi anticipat ceea ce avea să fie peste 2 ani. A mai făcut Creangă niște drumuri ca să-și aranjeze feciorul, singurul său fecior, Constantin, pe care l-a crescut singur de la, la vârsta de 6 ani, când cinstita preoteasă l-a părăsit definitiv pe Creangă, fiind sedusă nu de oricine, ci de călugărul care era îngrijitorul Goliei, un anume Isaia. Isaia a sedus-o pe soția Ileana lui Creangă. El de divorțat n-a putut să divorțeze decât mult timp mai încolo, când a reușit să scape definitiv de canonul bisericesc și avea deci voie să divorțeze. A divorțat cu mare greutate, dar a reușit în cele din urmă. Ce drumuri a mai făcut Creangă? A mai făcut niște drumuri la București, logic. De ce a făcut drumul la București? A făcut, de exemplu, unul prin 1874, ca să-i se aprobe reintrarea în învățământ. Știți bine că el fusese dat afară de învățământ și nemai având cu ce trăi, o vreme a făcut un debit de tutiunul, zice el, undeva pe strada Golia. Strada Golia este actuala stradă cu zavodă din Iași, într-un loc foarte strategic, pentru că era aproape și de Golia, era aproape și de mitropolie și avea Creangă un argument foarte total. Zice, cinstiții călugări și preoți când se duc la slujbă, nu pot să treacă pe acolo fără să-și ia ceea ce le trebuie. Adică pacul de tutun și hârtiuța de rigoare. De care feciorul lui Creangă, la scurt timp după moartea lui Creangă, a făcut primul spot publicitar din cultura română. Un fel de banner, cuvântul banner, care azi noi îl folosim toată ziua, e un cuvânt de origine medievală. Bannerle erau acele care le puneau... la turnir, când se lupta cu tare cavaler și pe bucat de gard, cam cum e la fotbal astăzi. La fotbal scrie Hyundai, scrie Matiz, scrie Mitsubishi sau Dumnezeu știe ce scrie. Pe bannerle acelea era scris numele familiei aristocratice care se lupta acolo. Bannerul făcut de Constantin Creangă, isteț fecior a avut Creangă în felul lui, în sensul că era un pragmatic, un arivist, un tip interesat de valoarea materială a vieții. E foarte interesant și ar trebui pus în toate manualele de comunicare și de publicitate de astăzi. Spune,
ori fumați hârtia creangă, ori dați dracului tutunul. Asta era reclama care a inventat-o băiatului Creangă. Ca dovadă că Aștia nu sare departe de trunchi. Un drum al lui Creangă la București în anii 80 a fost la o ședință a Consiliului Național al Instrucțiunii. Creangă ajunsese mare, știți foarte bine că a publicat suficiente manuale. Multe din manualele acelea erau din motive diverse cu coautori. Se practică și azi metoda coautorilor. Adică unul muncește, dar mai pune vreo 7 pe copertă. Cam așa era și pe vremea lui Creangă. Îi chema Enăchescu, îi chema cum Dumnezeu îi mai chema, dar de fapt munca era lui Creangă. El făcea parte din acest consiliu și cei de la București, știți prea bine cu toții că la o bucată de vreme junimea s-a mutat, cum s-a mutat din păcate toți de la Iași la București, s-a mutat și junimea. Și ședințele se făceau acum în casa lui Maiorescu de la București și au aranjat Maiorescu și cu Slavici să vină și Creangă să le citească ceva. Creangă a venit. A venit pe la ora 11 de noapte. Târziu de tot, adică. Și Slavici notează undeva, zice că pe la ora 23 apare și domnul Creangă. Și Titu Maiorescu îl întreabă: se poate, domnule Creangă? Faci ca atâta lume să te aștepte, ce să mai zic? De, zice Creangă, dumneavoastră ca dumneavoastră, neavând se vede altă treabă, ați așteptat în cea mai bună societate și nu v-ați plictisit, iar așteptarea nu v-a fost zadarnică, că și iată-mă. Am mai fost o dată Creangă la București în 84, tot la un consiliu de instrucțiune publică și cu un scop de data aceasta care avea să țină până la moarte. Un control medical și o internare la Spitalul Brâncovenesc. Din 84 și până la moarte, Creangă a avut o mulțime de concedii medicale. De la o lună până la 6 luni, până la un an, adică activitatea didactică a lui Creangă era tot mai sporadică. A mai făcut un drum spumos prin 85 cu doi oameni interesanți din spațiul cultural-politic românesc. Pe unul îl cheamă Nea Bogdan, pe unul îl cheamă Acecuza. Erau normal mult mai tineri. Ei l-au bătut la cap pe Creangă, care arăta cum arăta deja, și care arăta foarte bătrân. Constantin Creangă, pe care nu l-ai bănuit de sentimentalism, a spus o vorbă foarte potrivită: of, tată, ai grijă și tu de nevârstnicile tale bătrâneți. Pentru că el era bătrân când nu era bătrân. Adică în preajma vârstei de 50 de ani. Nici n-avea 50, 47, 48. Așa că cei doi l-au convins pe Creangă să facă un drum de curarisire la băile la Slănic, Moldova. Creangă a refuzat, până i-a obținut aceea bilet gratis. Și pe atunci existau bilete de tratament și cu bilet gratis s-a acceptat. Dar acolo, în Poiană, care și acum e Poiana, parculețul acela din Slănic, Moldova, era un fotograf. Și cei de acolo l-au bătut la cap pe Creangă să facă o poză, ca să rămână poza în istorie. Creangă nu a vrut deloc, pentru că prețul era taman cât al unei fripturi mari la restaurant. Cei doi au hotărât că plătesc ei poza. Poza s-a făcut, fac o paranteză, e distractiv, ca să vedeți până unde merge muzeografia românească. Nu de mult tare, trebuie să fie câteva luni sau aproape un an, într-un ziar a apărut cum cei de la Muzeul Teatrului Române au descoperit poza cu pricina. Poza e veche de când toată lumea și toată lumea o știe. Oricine a citit despre Creangă știe de poza cu pricina, în care este Creangă la mijloc și într-o parte Acecuza și în partea cealaltă Nea Bogdan. Comentariul lui Creangă e frumos. Zice: uf, parcă-s Iisus Hristos între cei doi tâlhari. Asta este poza cu pricina. Am mai făcut un drum Creangă atipic. L-a făcut în 1886 la Brăila. La Brăila se întâmpla că s-a pus la cale căsătoria singurului său fecior și în timp ce Creangă, săracul, care a fost însurat o dată jumate, adică o dată oficial cu Ileana de Pomană și o dată neoficial cu Tinca, că nu avea nici cum să mai însoare cu ea și nici nu avea rost. Dar cu Tinca, zice, poți să știi, spune el cu unui cunoscut de-a soc, că am fost mai însurat decât cu oricare, că aceea a avut grijă de el. Drumul care l-a făcut pentru căsătoria lui Creangă, lui Constantin Creangă, acesta a găsit la Brăila pe o fată de negustori foarte bogați, de origine aromână, din Salonic, și Pătru îi chema. Negustorii aceia români, normal că au fost interesați să vină și tatăl băiatul să-l cunoască negustorii din Brăila, pentru că la Brăila se dusese și acolo buhul despre Ion Creangă. Creangă a ajuns, masa era împărătească, toți negustorii bogați din Brăila adunați, iar în centrul mesei era un platou uriaș cu un pește la fel de uriaș. Creangă era o cegă de Dunăre. Creangă s-a uitat la peștele cu pricina și a spus: apoi, ca să nu pierdem timpul, zice, eu am să-mi bat capul cu acest pește, voi mâncați ce este pe delături. E o chestie care vine din cronicari, că așa acolo cu un domitor spune că eu bat mijlocul și voi bate slaturile, se spune într-un text popular. Dar Creangă a bătut peștele cu pricina și a câștigat. Din această căsătorie a lui Creangă,
E foarte interesant și m-am bucurat că în revista Conta, care e o revistă prestigioasă, a apărut la un moment un articol care are legătură colateral cu ce spun eu. Este vorba despre singurii descendenți pe care îi are Creangă. Undeva departe, unde n-am crede, și aia chiar scălători. În America. În America trăiesc singurii descendenți din Creangă, care se trag din familia Țimiraș. Țimiraș, Nicolae, sunt doi de Țimiraș, Nicolae Țimiraș, ca e nepot, și Nicolae Ne-Țimiraș, ca e strănepot. Acesta a scris o monografie, care este o monografie, cum ar spune Adrian al Gheorghe, altfel. E o monografie altfel despre Creangă, în care sunt o mulțime de anecdote și o mulțime de relatări din perspectiva membrilor de familie, cei care au cunoscut de aproape întâmplările lui Creangă, altfel decât, să spunem, sunt cele seci din Călinescu sau din ce biograf oficial al lui Creangă veți vrea. În 86, de asemenea, după nunta lui feciorul său, mai are loc o internare la București. În 87, un drum trist pe care îl face Creangă, de data aceasta la Mănăstirea Neamț, la ospiciu, să-l vadă pe Bietul Eminescu. Văzându-l pe Bietul Eminescu și lămurindu-se că nu sunt sorți de izbândă să mai scape Eminescu vreodată, Creangă își dă seama, probabil că e și un fel de efect invers placebo. Creangă a intrat în propria boală cu gândul, cu inima. În 88 decembrie, poate e singurul drum care e altfel. E un drum care îl face Creangă la București cu Tinca. A vrut el să-i arate lui Tinca lumea mare. Să vadă și Tinca, care era o femeie simplă, o mahalagioaică, o femeie din popor care stătea cu el acolo în Bojdeucă, să-i arate capitala, să-i arate câtă lume îl cunoaște pe el. Că îl cunoaște și Maiorescu, și Slavici, și Carp, și toți miniștrii și prim-miniștrii Bucureștiului, a României. Nu era de aici de acolo să-l cunoască pe țăranul intelectual Ion Creangă. Cât va fi înțeles Tinca din chestia asta, e greu de spus. Dar Creangă a mai avut niște drumuri. A avut foarte multe prin Iași. Sunt drumurile care le făcea el de acasă până la școliță. Creangă a avut o școliță sau două pe strada care azi se cheamă strada Lascăr Catarci. În timpul comunist, pentru cei care ați făcut studii la Iași, se chema Karl Marx. Și pe vremea lui Creangă se chema strada Română. Pe strada cu picine erau niște corpuri de case în care a fost stradă, a fost Creangă învățător. A mai fost învățător undeva pe o casă pe sărărie, a mai fost învățător undeva prin Păcurari și a mai fost învățător undeva departe, tocmai prin Bucium. Cam pe unii anul 3 sal mare astăzi. Toate acestea însemnau drumuri. Drumuri multe. Drumuri de felul acesta a făcut Creangă în fiecare zi și coroborate cu plăcerile vieții sale, care erau de senzualitate și nu de lăcomie, de senzualitate gastronomică exagerată. Era un mâncăcios. Un cunoscut al lui Creangă, un cadru didactic pensionar, Drăghici, notează într-un ziar după moartea lui Creangă că el ar fi fost ultimul care a stat de vorbă cu Creangă în fatala zi de 31 decembrie. Ce m-am întâlnit cu Creangă pe strada Lăpușneanu. Am intrat într-o dugheană și la repezală, zice, am mâncat vreo 3-4 gogoși cu de toate. Cu vișne, cu dulceață și am mai cumpărat și 20 acasă. După aceea a vrut să merg cu el și s-a oprit în altă dugheană și a băut unul după altul, întâi un coniac, după aia două coniace, după aceea trei coniace, că îl deranjau deja respectivele gogoși. A vrut să merg cu el la bolta rece ca să bem și un pahar de cotnărel ca să se dreagă cumva. L-am dus peste tot și când ne-am apropiat de sărărie a început să ningă grozav și i-am spus coane Ionică, așa îi spunea lumea lui Creangă, cu coane Ionică, zice, până aici sus, deasupra, te duc. Când coborând spre Bojdeu, că acum este drum de asfalt și scări. Dar pe vremea aceea era o râpă, care se chema Valea Plângerii. De aici te duci matale singur și ne-am vedea mâine sau la anul care vine. A doua zi de dimineață, vardistul care păzea zona s-a întâlnit cu Drăghici și a spus, domnule profesor, cu conul Ionică, zice, vă transmite multe salutări că și s-a dus. Cum s-a dus, zice, că m-am întâlnit cu el la seară. S-a dus. Toată noaptea a fost rău și dimineața a murit. Asta este probabil și sigur singurul drum al lui, ultimul drum al lui Creangă, dar rămâne acela, ca să terminăm într-o notă mai veselă, rămâne acela în drum fastuos, că am fost, mi s-a sugerat de către Adrian să vă spun povestea, dacă cei care o știți îmi cer iertare, dar n-am ce vă face, aceea care ține de rețeta faimoasă a lui Creangă. O povestește Țimiraș în cartea sa despre acel doctor care a făcut și certificatul constatator la moartea lui Veronica Micle. Cheamă Tausic sau definit nume nemțesc. Evreu neamț. Și Creangă dus acolo tot silnic, împotriva dorinței, voinței sale. Doctorul cercetează și dă o rețetă așa lungă, kilometrică, în care îi spune ce trebuie să urmeze. Și peste două săptămâni îl cheamă la control. Creangă se duce la control
arătând și mai apoplectic și mai rotund decât era înainte, încât asta era pe la început toamne, așa, sfârșit de septembrie, început de octombrie. Deci ea stă-i jos pe fotoliu acela, vezi, nu strici fotelul, și spune cum faci matale o zi de viață, că trebuie să-mi dau seama ce regim ai, că altfel nu poți să știu de ce pățești și ce pățești. Apoi ce, domn doctor, eu locuiesc într-o bojdeucă de căsuță care se află pe Valea Plângerii, numărul 4, de mai 10 și Mahalaua Țicăului. Eu nu trăiesc singur, trăiesc cu o țiitoare de-a mea care o cheamă Tinca, dar să știi că e mai bună decât o nevastă legiuită. Și trăind eu cu țiitoarea mea care o cheamă Tinca, eu în fiecare dimineață mă trezesc și la orele 4 de jumătate de dimineață. Cum la ora asta, zice doctorul spăriet? Da, la ora asta, așa mă trezesc eu că eu sunt născut la Humulești. Și dacă mă trezesc, zice, o dată mă șupuriez ghinișor pe lângă Tinca, că e fată de oraș și doarme mult. Și o lăs să doarmă și eu mă duc afară în curte, unde, zice, am așa, o gură de cișmea, un bot de apă, mă spăl repede cu apă rece până la brâu. Până aici parcă e bine, că apa, hidroterapia, e sănătos. Dar și faci după asta? Păi mă îmbrac și plec la școală. Măi, păgânule, la ora asta? Apoi, domn doctor, școala mea nu chiar aici. E în capătul cealaltă orașului. Și am o leac de merg, dar nu merg mult, că nici n-apuc să urc bine pe drumul Sărăriei. Trec pe lângă Hanul Topor, uitându-mă ce gard nou, frumos, de scânduri și-o făcut, și aud glasul din o gradă. Dar unde te duci, domn învățător? La școală. Doamne, la ora asta dai mâncat ceva? Păi n-am apucat să mâncă Tinca, dormea. Intr-o leacă că doar nu dau turșii. Și am intrat, domn doctor. Și ce ai făcut, măi, omule? Păi zice, la repezală că dădusă foc la grătar. Și-o aruncat niște măruntaie și niște prigărui. O scos două ulcele cu jenarți ca să nu cadă greu la stomac. La și oră, și în jumătate să-și fost. Doamne, zice. Și am plecat la școală. Am ajuns într-un târziu la școală. Domn doctor, bine să fii învățător și profesor. Asta treapă pe la vreo 11, cu copilașii, ca niște ulcele. Și frumușei, și ochișori au. Și unul dintre ei mai drag mie se ridică, domn învățător, părinții noștri sunt toți pe deal la Culezvia. Te rugăm, dă-ne drumul cu o oră mai repede, să ne ducem și noi să-i ajutăm la Culezvia. Și au mai zis părinții noștri, să vii și domnia ta, că știi, fiecare dintre noi avem la capătul vie făcut o leac de corlată. Și în corlată așa avem de tăte. Și o leacă de pâine nouă de anul ăsta, și miez de nucă, și o leacă de păstrămioară, și tulburel. Și te-ai dus, întreabă doctorul curios. Păi cum sunt te duci? Intră în obligația cadrului didactic să-și viziteze elevii și părinții la domiciliu. Ei, decât să mă duc la domiciliu la toți, nu-i mai ușor că-i găsesc pe toți la oaltă? Și ai mulți de ăștia? 16, dar unul lipsă. Și ai trecut pe la toți? Pe la toți. Și ce ai făcut? Ei, n-am făcut mare lucru. O ulcică de tulburel, dar eu zic că tulburelul nu se pune, că nu-i vin așezat. Deci o ulcică de tulburel, o bucată cât palma de pastramă, foarte bună de anul ăsta. Și o lecuțică de pâine proaspătă și un miez bun de miez, un pumn bun de miez de nucă și am plecat mai departe. Și cât toți nu treaba asta? Ei, până la 4 după amiază, așa. Și cred că te-ai acasă. Domn doctor, direct spre casă am pornit. Dar m-am gândit eu să nu mă mai duc pe unii am venit, adică prin podul roșu. Și am luat-o pe de-a dreptul și am tăiat dealul și odată ia cătă-mă că am ajuns taman în Mahalaua Eternității. O cotijez fie de la vale ca să merg cu Țicău și drept la Hanul Tris al Câmpii. Asta pentru cei care știți Iașul, unde duce drumul către Ciric, către aeroport. Locul este și azi. Și tot un fel de ceva între depozit și cărciumă. Trei salcâmi au rămas și astăzi cam în același amplasament. Bun hangiuș acolo, că a făcut o terasă care ocupa jumătate de drum. N-ai cum să treci pe drum dacă nu intri în terasa lui întâi. Și la terasă, toată dăscălimea în păr. Făcând o observație de ordin de critic și comparatist, asta e o expresie pe care i-a furat-o Caragiale într-o comedie cu Dăscălimea în păr, dacă vă amintiți, din o noapte, dintr-o scrisoare pierdută. Popa, Prichici și toți ceilalți. Și când m-au văzut-o, zis, Creangă, ai scos ediția a treia la manualul de cetire și n-ai dat Adalmașul. Dacă nu dai Adalmașul, n-ai să mai poți scoate niciodată altă carte. E, asta e o pedeasă, nu, doctor, cum să nu poți scoate altă carte? Am intrat să-i dau Adalmaș. Și zici, cum ai făcut? Păi m-au luat hanjiul din mână și zic, domn Creangă, hai să sărești ghețărie, ne-am făcut. Domn doctor, ai văzut vă ghețării? Nu știu, nici nu mă interesează. Rău faci. Ghețăria este cel mai bun lucru care poți să-l facă un hanjiu. O boltă mare cu păreți cu gheață și sus în tavan cârlige și de cârlige agățate. Buturi de animal, ujile de văcuță. Cum adică ujile de văcuță? He, domn doctor, se vede că n-ai mâncat niciodată. Nu-i nimic mai bun decât ujelul de văcuță. Drept care la repezal am desprins două ujile de văcuță și le-am dat hanjiului să pregătească și într-un colț lângă ușă văd o căldărușă plină cu momițe. Dar momițele, zice doctorul, și plăstămății orice. Apoi, domn doctor, nu știu cum să vă spun.
ele se mai cheamă șefudului și se mai cheamă într-un fel, dar nu spun acum. E cum se mai cheamă ele, dar să știi că tare-s buni dacă știi să le pregătești. Iar pe scări am găsit un butoiaș plin cu vin de pâhnești. Dacă îl bei, tot să trăiești. Am luat și butoiașul cu pâhneștiu și le-am dat de mâncat și de băut la băieții mei. Domnule, da, acasă te-ai mai dus? Păi m-a dus domn doctor, păi s-a terminat tăte este. S-a făcut vreo 9 sau 10 seara. Ajung acasă domn doctor Tinca, care mă iubește ca pe ochii din cap. Toată ziua a făcut să mâncare. Să nu crească de școală. O fie de la oraș, dar gândește ca mine de la Humulești. Adică, zice doctor. Păi să vă spun. Deci mai întâi și mai întâi au făcut o oală mare cu sarmale, care la noi nu se cheamă sarmale, se cheamă găluște. Fiindcă sarmale sunt niște spurcășini așa mititele cât nuca și găluștele sunt mari cât pumnul. Și ca să nu se rășească, au pus oala așa în cotruță, lângă sobă, ca să te iei calde. Și ce-au mai făcut mai păgânile? Ce-au mai făcut domn doctor? Au făcut o mămăligă mare, care la noi nu se face ca la oraș, de aceea care curge prin farfurie, se face una mare și tare și vârtoasă, care se taie fix în patru cu o oață. Și-au pus așa într-un chergar, tot lângă sobă, ca să te iei caldă. Și ce-au mai făcut? Au făcut un chersân mare cu alivenci. Dar chersânul și alivenci lișesc. Chersânul, zice, e o covățică în care la noi se scaldă copiii când îți mitei. Deci e mare, păi e destul de mărișoară ca să încapă un copil. Și alivencile? E, și cu alivencile o treabă. La cofetăria Tufli, niște spurcăciuni care se cheamă plășinte. Pui câte șapte într-o farfurie. La noi una singură într-o farfurie. Plășinte adevărate. Și la repezală și-am mântuit vreo 7-8 sarmale de șelea. Am mâncat, zici, vreo 8-9 plășinte alivenci. Tu am nici necrapat? Zici, încă nu. Și rep din manță afară, domn doctor, la și șmeaua aceea care ți-am spus dimineață, și am descoperit cu o zi întreagă cât am umblat eu, n-am băut nici o gură de apă. Drept care la repezală am umplut un cofăiel și l-am dat gata. Dar un cofăiel de ăsta cam cât are? Ei, n-are mult, cam vreo 3 kg. Am băut și cofăielul cu prișina. Și apoi, domn doctor, să mă iertați și mă iertați și dumneavoastră care sunteți aici. Pentru că, zici, mi-am amintit cu o zi întreagă cât am umblat eu, n-am fost într-un loc unde până și vodă se duce pe jos. Locul așa la unii până și vodă merge pe jos, la noi undeva în spatele casei, deci am avut o leacă de mers până acolo, m-am așezat cinstit pe tronul cu piscina, am stat, am meditat, tot ce am făcut eu într-o zi întreagă, domn doctor și o dată m-am pălit cu palma peste frunte, când mi-am amintit de rețeta care mi-a dat-o matale acum 2 săptămâni, am băgat mâna în buzunar și am scos-o și i-am dat o grozavă întrebuințare. Ca să terminăm, dacă îmi dați voi încă un minut, spiritul lui Creangă n-a murit niciodată. Și vă mai spun o foarte scurtă anecdotă reală, culturală, din alt spațiu și altă lume. Prin anii 50-60, trăia în București un fel de urmaș, să spunem, în sens bucureștean și francuzit al cuvântului, pentru că îl chema Jules Casaban. Acest Jules Casaban, care era un strălucit petrecăreț, a luat-o cu niște prieteni de-ai săi din cârciumă în cârciumă prin București. Fiind deja în sistemul comunist, cârciumile se închideau la o oră rezonabilă, că așa era sistemul comunist, nu te lasa să bei tot noaptea. Și au ajuns săracii oameni la concluzia că singurul loc cinstit unde ar putea să mai bea undeva era bufetul Gării din Nord. Și au ajuns la bufetul Gării din Nord, acolo au auzit un tren care se încălzea să plece și au întrebat unde pleacă acest tren. Și trenul pleca tamal la Constanța. Și Jules Casaban zice, plăcerea mea este să bem în dimineață o cafea pe malul mării. Și s-au urcat în tren, s-au dus la vagon-restaurant și la vagon-restaurant au continuat ceea ce făcuse o zi întreagă prin cârciumile bucureștenii. Mai picoteau, mai mergeau până când trenul a apucat de vreme, a ajuns pe podul care trece Dunărea, pod făcut de Salini. Geamurile fiind deschise, de afară a venit dintr-o dată așa un aer proaspăt de Dunăre, o răcoreală grozavă în prag de dimineață, că trenul era planificat să ajungă dimineața la Constanța, și că la care Jules Casaban, având un moment deșteptare, zice, băiete, scoate-ne și nouă o masă pe terasă afară. Mulțumesc!